Viitorul Institut de Boli Cardiovasculare din Miroslava rămâne momentan la stadiul de proiect pe hârtie. Deocamdată a fost demarat doar studiul de fezabilitate, urmând ca autoritățile să atragă fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru noul institut, valoarea obiectivului fiind de circa 300 de milioane de euro. Primarul Miroslavei, Dan Niță, atrage atenția că proiectul are în primul rând nevoie de voință politică. Cel mai mare institut de boli cardiovasculare din zona Moldovei, care ar urma să fie construit în comuna Miroslava, continuă să bată pasul pe loc, aflându-se în faza studiului de fezabilitate. La ora actuală s-a făcut studiul de fezabilitate pentru spitalul respectiv sau Institutul de Boli Cardiovasculare. Am înțeles că a fost băgat în dezbatere publică săptămâna trecută de către cei de la Consiliul Județean. Practic, aplicantul proiectului respectiv este Consiliul Județean și nu Primăria Comuna Miroslava, dar este în parteneriat cu comuna noastră, cu Ministerul și cu Ministerul Sănătății. Noi sperăm că anul acesta să facă evaluarea proiectului, studiul de fezabilitate și să semneze, probabil, la începutul anului viitor, semneze contractul de finanțare pentru proiectul respectiv. Amplasamentul terenului este la șoseaua de centură a Iașului, iar suprafața utilă a unității medicale este de 90.000 de metri pătrați, spațiu pus la dispoziție de Primăria Miroslava. Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară va avea 450 de paturi pentru spitalizare continuă, iar alte 50 de paturi vor fi în regim de spitalizare de zi. Vă dați seama că aici sunt mai mulți factori care determină construirea lui. În primul rând, trebuie voința politică, pentru că proiectul, din câte am înțeles, nu prea este susținut la nivel, nu este susținut politic la nivel central. Vă dați seama că spitalul respectiv a deservit populație de aproximativ 5 milioane de locuitori, nepunând în calcul și o parte din populația Moldovei care poate să vină la noi la spital. Făcând comparație cu ceea ce se întâmplă la nivel național, sunt regiuni istorice ale țării. În Moldova nu există niciun spital de boli cardiovasculare la ora actuală și din cauza asta este necesară construirea acestui institut sau spital de boli cardiovasculare. În București sunt 7, în Ardeal sunt 7, în Moldova nu e niciunul, dar nici ăsta nu este susținut. Unitatea va avea laboratoare și spații specifice activității derulate, precum și un heliport, un bunker, parcare, o cantină, restaurant și o clădire tehnico-administrativă. Potrivit estimărilor actuale, lucrările de construire a unui astfel de spital ajung la 300 de milioane de euro.